Hai să vedem pentru ziua de miercuri 28 iulie, moment în care Mercur intră în zodia leului și toată comunicarea o să se agite dintr-o dată. Hai să vedem mesajul cărților de tarot folosind o singură carte. Interesant! Avem aici Eremitul. Arcana majoră care în tarot reprezintă zodia Fecioarei. Prin urmare, dacă ești din zodia Fecioarei sau ai anumite plasamente planetare în acest semn zodiacal sau ai în viața ta persoane din acest semn zodiacal, fii foarte atent la persoanele respective și la acest mesaj pentru că o să rezonezi mai mult decât ceilalți. Este foarte important în această zi de miercuri. Miercuri, zi guvernată de Mercur, zi în care Mercur intră în zodia Leului, să îți urmezi propria cale. E posibil ca între 28 iulie și 12 august să simți nevoia să te retragi puțin, pentru că toată lumea din jurul tău este foarte agitată, vorbește foarte mult, vorbește foarte repede și informația se mișcă cu o viteză care pe tine pur și simplu te copleșește. Dacă asta este nevoia ta, nu ezita să faci acest lucru. E important aici să ai grijă de tine, să te protejezi energetic. Lucrurile o să se mai calmeze după 12 august, moment în care Mercur o să intre în zodia Fecioarei și o să înglobeze mai mult această energie a eremitului, energie mai înțeleaptă, mai calmă, mai calculată, mai măsurată. Dar până atunci, următoarele 14 zile, următoarele 2 săptămâni, o să fie foarte multă agitație, foarte multă agitație verbală, foarte multe călătorii pe distanțe scurte, foarte mulți oameni agresivi verbal, o să fie agasată de mesaje, de SMS-uri, de mail-uri, așa că asigură-te aici că te protejezi și că îți aloci timp și pentru nevoile tale personale. Dacă ți-a plăcut această interpretare, te invit și pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit pentru tine etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize plăcute care să te ajute să îți ghidezi viața, să iei cele mai bune decizii în fiecare zi. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Pa, pa!